Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou episod de WWE. Data trecută a fost Hell in a Cell-ul. Urmează după SmackDown-ul ăsta, mi se pare, ăsta, cum mi se zice, îmi scap acum, Survivor Series, așa. Să sperăm că va fi un eveniment mai bun ca și Hell in a Cell-ul. Nu știu dacă ați văzut episodul anterior când am devenit campion WWE. Am avut un match în cușcă împotriva lui Zappi și am rupt tavanul cuștii cu el. Măcar am câștigat titlul pe meritate, adică m-am bătut calm la meciul ăla, nu mi-am dat direct ampulea meci doar ca să câștig. În fine, tot așa mai fusese un meci între Codrin și Colo și atunci a bătuse Colo. Rivalitatea între aceștia doi continuă, să sperăm că de data asta voi reuși să-l bat. Hai, dă-i, pac! Și stai jos acolo. O să încerc să-l bat mai repede că vreau să joc mai multe meciuri în episodul acesta și gen să nu mai fac episod prea lung. Că ia mult randatul și pana mea. Hai, urcă. Urcă. Mi-ar mai să minte o fază de la doza de H cu Udăl. Cred că am mai povestit chestia asta care a devenit oarecum un meme pentru mine. Erau niște negri, făcuse niște negri africani, dăia, cum li s-or spune, un cerc. Și în mijloc erau doi care aveau un concurs de la palme. Și înainte să-l pălească unul pe altul, să-i dea cu dita mai pălmouă pe ăsta față, țipau Udăl. Presupun că pe limba lor udă înseamnă lovește. Sau rupe mufa, scoate dinții, para mea. Hai să încercăm să-i întoarcem, că văd că încep să domine grasul ăsta meciul. Bine, de parcă Codrinu ar fi mai slab, dar asta e altă parte. Bun, ne întoarcem aici. Stai jos. Bă, Colo s-a început să devină mișto. Deci cum a lansat, au lansat grupul ăla de copii prepubertari, cu fani și mai prepubertari. Știți de care grup eu zic acolo? N-am de gând să numesc chestia aia grup muzical, că numai muzică nu e ce facă ea acolo. Cum au lansat ei acel clip? Gata, imediat, pac, să facă reacție acolo. Mă, mai lasă și părții toți să facă. Bine, nu zic că eu aș face reacție la așa ceva. Probabil, dacă ar fi să fac reacție la așa ceva, ar trebui să ascund de lângă, să arunc din casă toate obiectele ascuțite, dacă ar fi să reacționez la așa ceva. În fine, cine știe la ce mă refer, bravo lui. Și nu mai știu care îmi scria pe live că i-a donat careva lui ăsta câteva sute de euro sau ceva de genul. Bă, frate, nu-mi donează mie, care totuși, nu știu, poate aș avea mai mare nevoie. Ăsta dă-l în pis, dar mă, se are și calculator tot ce trebuie. Eu de-abia am putut să-mi iau și am făcut din YouTube un monitor nou. Și ăsta are câteva calculatoare. Mai doneze și la ăștia mai micuți, nu numai la ăștia mari și irelevanți. Mie de parcă eu aș fi mai relevant, dar totuși fac și o chestie mai creativă. Creez alți youtuberi în joculete, în joculetele ăsta. În fine, lăsându-l deoparte pe acolo, nici ăsta nu ușe de biserică, dar nici Călinu, cu care a avusese ceartă sau cum place mie să zic, rivalitate pe YouTube, așa ca la WWE. Bă, dar deja văd că mă cam domină bulangiu ăsta. Bă, frate, dar mai dă-te în pisici, hai. Stai că acum îmi dă semnătura și cred că eu întorc. Și i-am întors semnătura, bă, gamia, și-și din ring. Hai, mă, tot nu l-am pălit eu primul. Ia ce face ăsta. Mă pune jos, da, mă pune jos. Nu mai am nici reversal. Nu pot să-i întorc, să-mi bat picioarele. Mamă, dar nu știu cum se schimbă acolo chestia ca să mă ridic de pe jos. A, stai că vine acum chain wrestling-ul, vede asta ce fac acum. Aoleu, m-a prins prima dată. Stai că-l prind acum. Urcă! Am fost aproape, a treia oare cu noroc. Ce ziceam? A oprit ăsta. Gata, am ieșit. Și, haida. Stunner! Bun, l-am lăsat fără dinți în gură și stai jos. Bun, l-am prins. Hai că nu mai are reversal. Și ia să-i dăm cu un finisher. N-am energie de finisher. Stai jos, așa. Hai să pregătim charge finisher. Hai dacă îl putem bate acum pe acolo. Bă, l-am bătut destul de repede. Am mai jucat un match off camera, ăla a fost de 5 stele. Văd că ăsta nu face nici 2 stele. Hai da. Și să-l încheiem aici. The last ride. Puf! Cât se, cum s-a zguduit ringul de la greutatea ăstuia. 2 3 Hai că a fost ușor. Ia-ți de-n reloarea. I-am dat eu aici un capac și un clothesline. Pac, jos cu el.
A fost ușor meciul ăsta pentru Codrin. E, hai să vedem meciul următor ce avem. Bun, și să intre în scenă campionul WWE, adică eu. Tararam, tararam, muzicuță pe fundal. The WWE Champion. Bun, ieșim de aici să nu se audă prea mult muzicuța de la WWE, că ne luăm copyright. Îi dăm acum o revanșă lui Zappi aici la SmackDown. Vine aici Zappiu, hai să înceapă meciul, să vedem ce face împotriva lui. Bă, dar dacă n-ați văzut episodul trecut când a rupt tavanul cuștii cu Zappi, bă, deci a fost genial. Gen, l-am prins într-un perfect plex și la fix m-am poziționat cu picioarele și l-am aruncat pe spate direct pe tavanul cuștii. I-am dat și finisherul și ăla a fost. Hai mă, nu-l pălește. Tot ăsta mă prinde. Vă că e rău Zappiu, ia uite ce dă, ia uite-l ce dă. Ia face și Taunt X de la Degeneration X. Ok, întoarcem aici. Headbutt. Și afară cu tine. Ah, crezut că îi dau close să sară din ring, dar noi am dat. Bun. Trebuie să atac cât mai mult așa, să nu-l las nici măcar să respire. Opa. Bun, jos cu el, dar văd că mi-am luat rollout și nu înțeleg de ce. Bine, n-a fost chiar rollout, dar nu înțeleg cum dracu am picat așa. Ce mă faci, Taunt? Ia dă-te în pisici. Opa, întoarce și ăsta. Da, am întors și eu fraierului. Și stai jos, direct pumni în gură. Așa. Face și un taunete în gâtul, la figura nu la propriu. Opa, stai jos. Pac, 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 pumni în gură. Aaaa. Crizat mai e satanistul ăsta de Ovidiu. Ce-am făcut, m-am polit arbitrul? Bă, era bine să fi avut acum un miliu ceva să-i dau un cap. Un dracu am reușit să pălesc arbitrul, nu știu. Tot ăsta mi-ntoarce. Ia, mă pune în mijlocul ringului și acum ce face? A, sare cu genunchi. Deci, nu știu cum căcat a reușit să pălesc arbitrul. Mi-a scos și punctele făcute. Îl mai punem o dată jos. Hai că fac un taunt așa, că văd că ăsta a ieșit din ring. Și dropkick pe care l-am ratat. N-a nici reversal. Hai că poate reușesc să-i întorc aici. Nu reușesc. Too fast. Ia, mă pune așa și îmi dă neckbreaker sau ce căcai mi-o face. Aoleu, ce-mi dă aici. Hurakanana ce... Nu, e un backdrop. Backdrop suplex, nu știu cum căca s-ar numi asta. Hai că m-a ridicat eu primul aici, l-am păcălit pe fraier. Și... așa, direct un cot în gât. Îl ridicăm, dar văd că mi-ntoarce bulangiu. Ce mai headband mi-a dat. Hai că mi s-a încărcat și mie bara de reversal. Mi-a rămas puțin engleză pe la colțul gurii, mă scuzați. Bun, chain wrestling, trebuie să ies primul. M-a prins aici prima dată. Așa, 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 așa. Cercă ăsta să strângă acum. Da, am ieșit. Oricum, eu joc pe cea mai mare dificultate acum. Deci să nu ziceți după aia că mi-am setat eu al naibii de-al dracu așa dificultatea mai mică ca să câștig meciurile. Cât de ipocrit pot să fiu. Mi-a întors? Nu mi-a întors semnătura. Hai să-l prindem aici la Perfect Plex. Și pac, deci cu manevra asta gen m-am suit pe tavanul cuștii și l-am rupt. Stai din nou jos. Deci nu i-am dat la pum din ăștia în gură. Mai prindem o dată. Hai că las fără reversal-uri până la urmă. Hai de sus pe coarda a treia, să vedem ce putem face. Și splash! Dar mai dau un sal, nu mă las. Hai, urcă, urcă. Elbow!
Așa, l-am lăsat fără reversal, mai punem o dată la pământ. Bun. Și acum pregătim finisher-ul. Simplu și ușor. Ia vină cu acela, Dirty Deeds. Și... Puff. Cred că cam asta au fost. 1, 2, 3, victorie. Și ce se întâmplă? Opa, vine ăsta cu servieta. Vine ăsta cu servieta. Bun, face ăsta cash-in la servieta Money in the Bank. Hai să văd dacă îl pot bate. Sau mă pune să joc cu el, dacă și-a dat cash-in. Ok, vedem ce se întâmplă acum. Șansa lui Jerevev să devină campion WWE. A, tot eu sunt, ok, tot eu. Hai să văd dacă îl pot bate. Nu, 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 nu. E, măcar n-a început cu vreun avantaj sau ceva. Aolea, ce-mi face asta? Stai că este așa. Ia dă-i, dă-i așa. Pac, pum, ciop, pum, ciop, pum, ciop. Ma, dar văd că am obosit și eu aici. Am comeback-ul, dar nu-l dau încă. Hai mă să fac de o semnătură. Mai dă niște picioare așa. Ai bă că cam așa. Ok, la fix i-am întors. Și Running Bulldog. Au obosit-o videlul, dar încă nu-i dau comeback-ul, vreau să-i dau cu semnătura. Mi-a întors nebunul. Hai, prinde-l. Hai că văd că... E, acum mi-a întors. Hai mă, nu, 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 nu. Bun, i-am întors. Hai mă, vină un coace. Tai jos! Mai facem un taunt. Hai să văd dacă pot să câștig în fața ăstuia. Hai, ridic, acum pe bune, ridică-l. Tot ăsta mă prinde. Auci. I-am face semn că no, 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 no. Auci. Ce facem aici? Rupe mâna, ce drag vrea să-mi facă? Ba, bă, stai bazat pe submission-uri, văd. Tu-s băgame și m-a prins la... La semnătură. Sau de cum apăs? Ok, la fix. Ia prinde la semnătură. Și... Perfect plex. Hai să încerc un pin. Ieși afară din ring. Așa. Bun, să ne când descurcăm. Ia mă, se mai ridică fraierul. Îi face și un taunt așa în ciudă. A, bă, ne-a întors acum. Ce facem ăsta? Dă comeback acum fără să... Dă comeback fără să apese pe comeback. Ah, bă, nu mai reușesc să-i întorc nimic.
A, nu, 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 ăsta o să rupă mâna, nu, 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 lasă mâna aia în pace cu ce... A, măcar e stânga, măcar atâta. Ia vine un coace. Bă, al dracu, încep să joace mai bine într-o dată. A, bă, nu mai nimerez pe butonul ăla de reversal. Amândoi văd că au rămas fără energie. Bun, i-am întors, i-am întors. Ce dracu, tot el m-a prins în manevră. Nu, 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 nu. Cred că... Deci am întors sau... Deci tot el mi-a dat-o, văd. A făcut semnătura nebunului bine. M-a prins. Deci, efectiv, mi-a făcut pieptul roșu, se pare. Ce naiba mă fac... Mă fac acum... A reușit să ies. Bun. I-am întors. Și... Stai jos. Stai-mă acolo. Bun, am câștigat chain wrestling-ul ăsta. N-a vrut să renunțe la Perfect Plex-ul ăsta. Stai că-i dau acum cu Dirty Deeds-ul să fie terminată treaba. Ia vine un coace. Un dracu lui a ieșit ăsta acum. Băi, e ceva de speriat GRV-ul ăsta. Îi mai dăm un cu un finisher până la urmă. M-a pus jos. Iarăși mă prinde la combo ăsta. Combo, seria asta de șuturi în piept. Tot publicul, yes, yes. No, 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 m-a prins la asta, m-a prins la asta, m-a prins la asta. M-a bătut, m-a făcut să citez. Avem un nou campion WWE, se pare. Azi de relorile. Perfect plexul de pe Zappi. Seria asta de șuturi. Perfect plexul ce l-am dat pe GRV-ul, mi-a întors aici ceva, mi-a dat cu seria de șuturi și se pare că bulangiu ăsta mi-a furat titlul WWE. A știu când stătea cu servieta Money in the Bank. M-am prins în Yes Lock-ul ăla, firar al dracu de Yes Lock. Bine, recunosc că gen acum i-am dat eu să încaseze servieta. Am schimbat eu ca să joc cu GRV-ul, că pregătesc eu ceva special pentru, cum se cheamă, pentru... Cum dracu se zice, mă? Stai că acum nu văd unde s-a dus ăsta. Ok, nu văd unde s-a dus. Unde dracu mi-e caracterul? Ia, și sare la înaintare. Deci eu acolo sunt să înțeleg. S-a bugui puțin sunetul de la oameni, văd. Hai să-l bag pe video ring. Deci da, am schimbat eu, i-am dat eu cashing cu serveta că vreau să fac ceva la, cum se cheamă, la Survivor Series. Hai să văd dacă apuc să-i dau cu ăla, cum se cheamă, cu... Hai, bagă-l aici. Așa.
Bun, să stai să pregătesc un corner finisher. Așa. Vreau să pregătesc ceva pentru Survivor Series. Și de asta i-am dat lui ăsta să încaseze servieta. Deci practic începe acum o rivalitate între mine și GRV-ul. Na, ca să încerc că sunt bun la și mi-am dat direct șansă la titlul la Hell in a Cell, i-am dat ăstuia lui GRV-ul, cum se cheamă, șansa să-și încaseze servieta pe mine. Să încerc că sunt rău. Deci da, știu că nu m-am prefăcut bine, că mă bătea de fapt el, dar am schimbat eu controlele. În fine, cam ăsta și episodul de WWE. Tura viitoare cred că o să avem, sau peste două turi o să avem, cum se spune, Survivor Series, o să vedeți ce show mișto va fi acolo. Da, cam atât și ne vom auzi data viitoare. Ciao, les, dacă aveți vreo predicție, așa, ce credeți că se va întâmpla la Survivor Series-ul din această serie, să lăsați comentarii, ce suspiciune aveți voi, ce match pregătesc. Hai, ciao, les.